Sunteți prezent la o dezbatere importantă pentru sistemul medical organizat aici la Craiova. Există foarte multe probleme în sistemul medical. Pe de o parte se plâng pacienții de acest lucru, pe de altă parte medicii. Cum regăsiți dumneavoastră în acest moment problemele din sistemul medical? Care vi se par cele mai acute? Sunt onorat de invitația sindicatului ProMedica să mă aflu între colegii mei la Craiova. Între colegii mei medici, dar ne bucurăm și de participarea domeniului juridic, pentru că problema malpraxisului în sănătate este o problemă importantă de care se confruntă atât personalul medical, furnizorii de servicii, dar și pacienții. Această problemă a malpraxisului a fost dezbătută în timp. A existat o încercare în perioada anilor 2014-2015 care nu s-a finalizat cu un proiect de lege de sine statător. Având în vedere faptul că până la finalul anului în programul de guvernare este prevăzută o nouă lege a sănătății, aceste întâlniri regionale au rolul de a stabili liniile directoare pentru a cuprinde în legea sănătății și această temă a malpraxisului. Mă bucur că la Craiova ProMedica a luat această inițiativă de a organiza o întâlnire la care să vină medici din toate specialitățile, dar și partea juridică. Doar împreună putem găsi o formulă corectă pentru beneficiarii sistemului de sănătate. Nemulțumirile la care făceați referire sunt multe. Aceste nemulțumiri provin din partea pacienților și din partea profesioniștilor. Dacă din partea profesioniștilor, în cadrul programului de guvernare, s-a reușit o creștere a veniturilor, trebuie să continuăm astfel încât în reforma sistemului de sănătate să găsim metodele cele mai bune încât pacientul să fie și el mulțumit. Practic, încă nu există o lege clară a malpraxisului, nici pacienții, nici medicii nu sunt nemulțumiți de ceea ce există în România pe această temă. Ce credeți că ar trebui făcut concret în acest moment? Malpraxisul în România este legiferat în legea 95, în legea reformei în sănătate. Există definiția acestuia, dar trebuie să mergem în profunzime, să definim diferențele între malpraxis și eroare medicală, să definim foarte clar pentru a nu exista greșeli de interpretare, unde este eroare medicală, unde este o greșeală din cauza determinată de un echipament medical, de un material sanitar, și lucrurile trebuie să fie foarte clare, astfel încât, pe de o parte, profesioniștii din sănătate să nu lucreze cu teamă, să aibă certitudinea că utilizând materiale acreditate, nu vor avea surprize neplăcute pentru pacienții pe care îi tratează. Vreau să vă spun că malpraxisul nu înseamnă numai activitatea medicului, înseamnă și activitatea farmaceutică, pentru că în această mare categorie intră atât procedura sau îngrijirea medicală, dar intră și partea de dispozitive medicale, materiale sanitare și produse farmaceutice. Subiectul este foarte larg, este foarte important și mă bucur că la Craiova încep aceste dezbateri regionale. Vorbește de o reformă în domeniul sănătății, de îmbunătățirea legii sănătății. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să se facă cu prioritate în acest moment? Domeniul sănătății este un domeniu care permanent are nevoie de reformă. Stabilirea unor linii directoare acceptate politic transpartinic de toate partidele pentru o perioadă foarte lungă este, cred că, dezideratul pe care și-l dorește orice politician, orice român. Legea sănătății care a fost asumată în 2006 a fost o lege care până anul trecut a avut peste 1000 de modificări. Aceste modificări au determinat o lipsă de predictibilitate în activitatea medicală. Lucrurile bune din actuala lege a sănătății trebuie preluate, dar sistemul are nevoie de multe reglementări noi. Îmi doresc ca în urma acestor dezbateri care au loc și vor continua peste tot în țară, până la finalul anului să avem un draft de lege care să intre la dezbatere în Parlament și transpartinic să găsim cea mai bună soluție pentru o nouă lege a sănătății. Avem nevoie de un statut, de definirea statutului personalului medical, avem nevoie de o definire foarte clară a serviciilor medicale, a obligațiilor medicului, a obligațiilor inclusiv a pacienților.
o predictibilitate a finanțării, astfel încât să nu ne mai întâlnim cu cazurile în care nu avem medicamente, analizele nu pot fi făcute la timp, să avem zone descoperite de personal medical. Toate aceste lucruri puse la un loc, asta urmăresc. Să asigurăm serviciile medicale de care pacientul are nevoie, acolo unde are nevoie și când are nevoie. Este o mare problemă în spitalele din Oltenia, dotarea cu aparatură medicală. Pacienții încă sunt operați cu aparate vechi de 20-25 de ani. Cum credeți că s-ar putea rezolva această situație? Pentru că de fiecare dată medicii vorbesc, pacienții strigă durerea, dar soluțiile apar foarte greu. Finanțarea din punctul de vedere a dotărilor și a echipamentelor de înaltă performanță poate proveni pe de o parte din programele guvernamentale și pe de altă parte din programele locale. Vorbesc de finanțările care vin de la autoritățile locale, fie din bugetul local, fie din diverse programe cu finanțare europeană. Pentru că vorbim de Craiova, se pot adăuga și finanțările care vin pe zona de cercetare, investițiile în zona de cercetare, putând aduce, de fapt, un plus de echipamente de care pot beneficia pacienții. Practic, toate aceste zone de finanțare trebuie să fie folosite. În locurile în care a existat o însumare a tuturor acestor finanțări, am întâlnit și spitale care practic s-au bucurat de dotări. Programele guvernamentale de dotare cu computer tomografe, rezonanță magnetică nucleară, programul de spitale regionale, programul de dezvoltare prin programul operațional regional are sume prevăzute pentru asemenea dotări. Iar Craiova, știu că este singurul oraș în care, după atâta timp, a fost dat în funcțiune un spital nou. Iată că dacă autoritatea locală, dacă oamenii de pe plan local își canalizează eforturile spre domeniul sănătății, pot apare și rezultatele. Am văzut, să știți, multe orașe mari, chiar universitare, în care autoritățile locale nu au acordat bani pentru sănătate, preferând panseluțe și alte lucruri. Probabil că și pacienții vor avea un rol important, să meargă către alesul local, să meargă către alesul din Parlament și să-l convingă ca sănătatea să fie prioritate în continuare. Capacitatea Spitalului Județean de Urgență Craiova este depășită, este un spital vechi și Oltenia așteaptă foarte mult un spital regional care ar urma să se construiască în Craiova. După ce am avut câteva vești bune, acum ni s-a spus că va trebui să se mute terenul, că acel teren care fusese ales nu este bun. Există niște tergiversări în continuare. Ce știți de acest lucru? Nu aș vrea să intru în subiectele locale, nu le cunosc foarte bine. Ce știu foarte clar este faptul că în Craiova, în Iași, în Cluj, cele trei spitale regionale au practic finanțarea europeană. În ultima vizită pe care ministrul Bodoga a avut-o la Bruxelles, în întâlnirea pe care a avut-o cu Corina Crețu, au stabilit foarte clar că aceste trei zone, Craiova, Iași și Cluj, spitalele respective, sunt prioritare pentru România și urmează a fi finalizate. Celelalte probleme, să știți că apar peste tot, că terenul nu e bun, că se inundă, poziționarea poate nu e corectă, e adevărat, trebuie să trecem peste ele și să urmărim îndeplinirea obiectivului, acela de a construi spitalul regional. Care sunt prioritățile dumneavoastră pentru îmbunătățirea sistemului? În primul și în primul rând, primii pași deja i-am făcut, pentru că o mai bună plată a personalului medical, și aici ne referim la creșterea veniturilor, a avut deja loc. Faptul că în cursul anului trecut deja am reușit să acordăm plata sporurilor la salariile din 2016, având în vedere faptul că până anul trecut vorbeam de plata salariilor aferente salariilor din 2011, a însemnat practic o gură de oxigen pentru personalul medical. Îmi doresc să văd îndeplinindu-se creșterea salariilor medicilor, astfel încât de la 1 martie anul viitor tot personalul medical să beneficieze de o creștere a salariilor. E adevărat, această creștere a salariilor va trebui să fie dublată și de o modificare a activității pe care personalul medical o desfășoară. Pentru că până acum doar am cerut personalului medical și nu i-am dat nimic. Conceptul acesta de a oferi personalului medical trebuie să fie dublat ulterior și de a cere.
astfel încât în momentul în care am crescut veniturile și comportamentul și deschiderea personalului medical, indiferent că vorbim de medici, de asistente, să fie mult mai mare către pacient. Pentru că pacientul asta așteaptă. Pacienții sunt de acord că personalul medical are nevoie de venituri mai mari, dar pe de altă parte așteaptă de la personalul medical și compasiune, nu numai îngrijire medicală. O dezbatere importantă astăzi pentru sistemul medical organizat la Craiova. Care sunt problemele asupra cărora vreți să atrageți atenție? Problemele asupra cărora vrem să atragem atenția și nu numai, pe care să le dezbatem, nu sunt noi. Sunt probleme vechi cu care se confruntă sistemul sanitar de la Revoluție încoace, probleme pe care Federația Hipocrat din România, sub egida căreia astăzi este această dezbatere, le-a semnalat pe parcursul anilor și, dacă vă amintiți și îmi permite să amintesc, de primăvara medicală începută în 2016 pentru reformarea sistemului sanitar din România. Asta ne dorim atât noi ca și organizație sindicală, cât și corpul medical din România, la unison. Avem dezbateri vis-a-vis de legea malpraxisului, care nu există și care ar reglementa până la urmă situația în cazurile de greșeli medicale sau erori medicale. Avem dezbateri vis-a-vis de normarea personalului din sistemul de sănătate, de normarea muncii personalului din sistemul de sănătate și nu în ultimul rând dezbateri vis-a-vis de vestita legea salarizării unitare, bineînțeles pe eșalonul ce privește sănătatea. O lege pe care am amendat-o de la începuturile ei, noi ca și organizație sindicală, precum și tot personalul din sistem, ca fiind inechitabilă și nerealistă. De ce spuneți acest lucru? Spun acest lucru pentru că sunt doar niște, din punctul nostru de vedere, oficial spus la toate nivelurile, adică la Parlamentul României, la Guvern și la Avocatul Poporului, în primul rând, are elemente de neconstituționalitate, cele ce privesc efectuarea gărzilor în sistemul de sănătate, plus elemente de discriminare între salariații, aplicându-se etapizat pe același loc de muncă, ca să lumea să înțeleagă mai bine. Adică medicul și asistentul beneficiază de salariul din 2022, restul personalului auxiliar și celălalt nemedical, biologi, chimiști, farmaciști, TESA administrativ, beneficiază doar de o creștere de 25% în 2018, urmând ca până în 2022 să primească câte o pătrime din diferența de la grilă. La prima vedere, toată lumea ar putea spune că cresc salariile substanțial în sănătate, însă nu este așa. Articolul 25 din legea 153 plafonează veniturile salariale. De ce? Pentru că până acum sporurile în sistem se acordau la pe locurile de muncă, se acordau la salariile de bază. Acum, legea prevede clar că toate indemnizațiile, sporurile și adaosurile la salariul de bază să nu depășească 30%. Ceea ce înseamnă că un medic care prin lege, în timpul gărzii, primește între 75% și 100% sporul, nu va putea primi acest spor pentru că depășim și nu ne încadrăm în articolul din lege. Și nu numai, cel mai mult acest articol afectează personalul cu salarii mici. Pentru că știm foarte bine cu toții, acordarea unui voucher de vacanță, acordarea două norme de hrană care înseamnă două salarii minime pe economie, ele depășesc și nu mai vorbesc de acea indemnizație sau de excelență de 5% din venit, ele depășesc cu mult salariul unui salariat cu veniturile mici, adică înțelegeți că e peste 100%. Și atunci, pe total, ordonator de credite, acest 30% nu poate fi aplicat. În discuțiile din săptămâna trecută pe care le-am avut la Ministerul Sănătății, pe o estimare,
a ceea ce înseamnă acordarea de sporuri pentru 2018, sub 1%. Există la, după calculele făcute de minister. Asta înseamnă că promisiunile electorale rămân și or să rămână doar promisiuni electorale de creștere a veniturilor personalului medical. Un lucru pe care noi l-am amendat încă o dată, să spun, mă repet, și față de care vom lua atitudine prin mișcări în perioada următoare. Pe 28 avem la prefectura Dolj, iar pe 4 octombrie la guvern.